În acest weekend, cinstitul așezământ al Vodiței și-a serbat unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Antonie cel Mare. Slujba de hram a fost oficiată de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, având alături un ales sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit, preasfințitul părinte, episcop Nicodim, a prezentat viața și activitatea Sfântului Anton cel Mare, îndemnând credincioșii la rugăciune, avându-i model în rugăciune pe cuviosul Antonie împreună cu Sfântul Nicodim. Răspunsurile liturgice au fost date de către protopsalții ai Catedralei Episcopale din Drobeta, Turnul Severin. Sfântul Nicodim de la Tismana a rânduit aici, la Vodița, prima sa ctitorie, să fie mijlocitor înaintea preasfintei trăim, Sfântul Antonie cel Mare, sfânt pe care îl prăznuim în această zi. A fost unul dintre cei mai reprezentativi părinți ai monahismului ortodox. Învățăm din viața lui atât nevoitorii sfintelor mănăstiri, cât și bunii creștini. Mănăstirea Vodița, cărei piatră de temelie a fost pusă de Sfântul Cuvios Nicodim, este cea mai veche ctitorie voiedovală atestată documentar și este de asemenea primul așezământ monahal din țara noastră administrat autonom după regulile specifice bisericii ortodoxe stabilite în canoanele de Sfântul Vasile cel Mare.